am venit aici, prima săptămână am făcut o săptămână la Brașov, în Smuntem. Și eram șocat pentru că era ninge așa, zapada, da, de mare. Zice, oh, cum se joacă aici? Cum putem să joacă așa? Așa m-a șocat prima dată. Clubul este de vânzare pentru 4-5 milioane de euro. Nu cred că e adevărat, pentru că am întrebat și eu patronul și nu a zis că e adevărat. Cel mai bun jucător altor de care ai jucat? Teixeira. Teixeira? Da. Ce are așa special? Are tot tehnică foarte bună și în vizie de joc. Când el are minge, e greu să lua minge, nu pierde mult minge. Teixeira m-a impresionat, da. Se vorbește acum de el că ar putea ajunge la Steaua. Nu cred că se duce acolo. De ce? Pentru că diferența Steaua și Petrolul nu are așa de mult. Poate că ce găsesc la Steaua, poate să le găsesc la Petrolul. Ar fi un jucător bun la Steaua? Da. Da. Teixeira ar joc în orice echipă din România, titular. La Steaua e la fel. Cine a fost cel mai greu adversar? Saint-Martin. Da. Cum era Saint-Martin? E greu să jucă. Când vezi Saint-Martin în fața ta, nu știi ce faci, dribbling sau pas sau ceva de genul ăsta. Fui un foarte bun jucător. Îl mai faultai? Da, de multe ori. Așa, doar așa poți să le oprești. Fostul tău coleg de la Petrolul, Gicu Grozav, a ajuns acum la Dinamo. Da, am văzut asta. M-a surprins. Are viteză, tehnic, șut bun. Are multă calitate. E un câștig pentru Dinamo? O lovitură pentru Dinamo? Da, o lovită foarte bună. Ghierme a semnat cu Steaua. Crezi că e mai bun decât Latovlevici, de exemplu, de la Steaua? Nu știu, are calitate diferent, dar același nivel, cred. Va fi o concurență foarte bună între doi. Dinamo vrea să ia un alt fost coleg al tău de la Petrolul, pe Jeremy Bochila. Da. Crezi că se poate face acest lucru, să ajungă Bochila la Dinamo? Se poate, pentru că eu am vorbit cu el și el mi-a zis că vrea să întoarcă, să se întoarcă în România, dar în primul rând a zis că vrea să întoarcă la Steaua, dar nu știu ce s-a întâmplat, nu s-a făcut. Nu cere bani mulți? Da. Asta e problemă, cred. Dar el, dintre Steaua și Dinamo, pe cine ar prefera? Steaua, sigur. În culisele jocului se află magia care mișcă totul. Trăiește o nouă dimensiune a sportului pe Digisport 3.